Tânăra interpretă Ginia nu ezită să ne surprindă cu lansări, un nou videoclip plin de suflet, cu o melodie scrisă cu vreo 3-4 ani în urmă, atunci când a simțit acei fluturi în stomac pentru prima dată. Este poate una dintre cele mai sincere piese, atât de personală încât am păstrat-o în secret timp de un an. De fiecare dată când o ascult, mă teleportez într-un univers aparte și retrăiesc din nou emoțiile acelei nopți când a prins viață. Cu așa mesaj a venit Ginia pentru fanii săi. Dar oare cine a stârnit acele valuri de fluturi în stomac? Aflăm în aceste momente chiar de la Ginia. Este alături de noi. O salutăm și ne bucurăm că lansează piesă după piesă. Salutare! Videoclip după videoclip. Salutare, draga noastră, și felicitări. Ia loc pe canapea și mă bucur pentru că știu că este un an responsabil pentru tine. Reușești și cu finisarea celor 12 ani de școală, așa e, da? Așa e. Și cu muzica. Deci, să o luăm așa rând pe rând. Deci, tu ai clip nou. Da. Dar până ajungem la clip, ai dat bacul. Am dat. Bacalaureat a fost bine, da. Adică, a fost ca un test simplu de școală, poate chiar mai ușor. Însă, mai mult cât este stresant, psihologic, deja presiunea celor apropiați, profesorilor și așa mai departe, dar e ok. Așa, tu te-ai simțit bine acolo în sala de examen, ai scris bine. Da, eu m-am dus ca la o sărbătoare. Adică, serios, eu mi-am... De cântat, apropo, acolo era despre Ștefan cel Mare și eu am început Ștefan, Domn cel Mare. Ca să-mi amintesc ceva despre Ștefan cel Mare, că acolo este din Suceava când el sare. Și era ceva gen, aha, Suceava, ok. Așa, te-ai direcționat după, da, după muzică. Urmează în câteva zile să afli și rezultatele. Da. Cred că asta este cel mai așteptat moment. Da, cred că e așteptat, însă... Am ajuns la ideea că nu este atât de important ce note ai, în sensul în care nu te definești ca persoană și ca... Există viață și după bac. Așa că... Evident, mai ales atunci când deja ai început să faci muzică și știi în ce direcție urmează să pleci. Avem imaginile de la absolvire, adică de la 31 mai, pentru că a fost o primă absolvire. De fapt, absolvirea va fi balul. Așa, va fi frumos. Va fi balul? Mâine chiar va fi balul și mi-am ales deja și rochiță, pantofiori, așa, ca o prințesă. Așa. În aceste momente vedem o poză și cu mama ta, da? Este ea acolo în imagini. Da, asta e mămica, cea care mă susține foarte mult și mă încurajează în toate. Da, și știu că a fost recent ziua ei de naștere. Da, a fost ziua ei de naștere. Din păcate, sau din fericire pentru ea, era peste hotare. A fost într-o vacanță. E din fericire. Da, din păcate pentru mine că nu era alături, n-am putut să îmbrățișez așa cald. Dar o poți face în restul zilelor din an. De acord. Cu asta mă compensez. Eu cred că ea s-a distrat, s-a odihnit și asta este cea mai important. Minunat. Părinții vor veni și ei la bal, da? Vor veni, să știi că părinții au vrut mai tare ca mine la bal. Da, eu le-am zis la ei mei, zic, mamă, tată, eu nu vreau tare la bal, eu vreau la mare. Adică eu era planificat atât pe 18 să dau, să țin ultimul bac și după care direct la mare. Și ei, hai, că e odată în viață, balul, și vrem și noi, așa să mergem. Și eu, v-am înțeles bine, dacă vreți voi. Așa e la mine. Da, minunat. Îți dorim ție note bune, cu toate că nu contează neapărat notele, contează ce vei face mai departe. Ai reușit să-ți stabilești deja și niște planuri. O facultate în țară, peste... Așa e, m-am gândit mult timp. Cumva e o decizie foarte importantă și asumată la moment. Eu cred că o să rămân în Moldova. Bravo! Și o să mă duc la economie. Pentru că totuși este... Nu că e esențial, dar e important să mai faci o facultate, să-ți mai dezvolți ideile, mintea, viziunile și așa mai departe. Și cred că ar fi oportun. Așa, pentru că oricum te vezi mai departe în domeniul muzicii. Da. Și îți place amploarea cu care se desfășoară, iată, proiectul în care ești implicată. Tu, în România, cumva, mai mulți colegi probabil vor opta pentru România, dar tu oricum poți să mergi în România la show-uri acolo, la TV sau la concerte și fără să faci facultate acolo. Sunt mulți oameni talentați de la noi care fac naveta. Și adică e o opțiune destul de ok, care cred că e bine la moment așa.
Așa, draga noastră, ai lansat o melodie și ai zis că este una foarte personală. Cea mai personală din Cea mai personală. E despre experiențele pe care le-ai trăit tu, probabil. Da, așa este. Adică asta și ideea, pentru că dacă în celelalte melodii puteam să combin experiența mea cu experiența unei prietene, spre exemplu, această melodie este strict despre mine. Și îți imaginezi dacă am scris-o pe la 15 ani, anume versul ăsta, că primul frontal, așa, că vreau să mă săruți acum în miez de noapte. Păi eu mă gândeam, zic, dar cum așa, dar cum așa am scris eu așa ceva? De unde? Adică, nu că aș fi vrut conștient, ea cumva a ieșit așa foarte, eu nu știu, a venit de sus și am pus-o pe foaie. Și chiar mi-era rușine, sincer, să o arăt cuiva, să o... Că zic, și așteptat ce să mai crești. Da, am așteptat să mai cresc ca să pot să zic, uite, am scris și eu așa o melodie. Ai reușit să filmați și un videoclip, așa, e unul foarte creativ. Și anume reprezintă cumva dansul acesta lunatic. Am dansat și repetițiile tot lunatice au fost. De ce? S-au făcut în noaptea? Da, noi înainte de filmări presupun că până pe la vreo ora 12 noaptea am repetat. Adică tot a fost lunatic acolo. Adică tu ai repetat și dansurile, tu ai repetat și temele pentru bac. Probabil în aceeași perioadă s-a cam întâmplat totul. Erau prebacurile atunci, că ele au fost acum recent înainte de bac, și totodată erau și examenele de la școala de muzică. Mai pe scurt a fost o perioadă dificilă, încărcată pentru tine. Da. Dar eram într-o stare de continuu extaz, nu știu, atunci când sunt în mișcare, cumva toate lucrurile se primesc mult mai bine. Așa că, deși încărcată, cumva s-a primit tot frumos.